un spectacol pe care l-am așteptat să îl văd. Am venit de la Reșița la Timișoara și a fost foarte, foarte fain. Chiar ne-a impresionat, a fost show complet. Spectacolul ăsta l-am văzut doar pe YouTube, și adică am văzut secvențe pe YouTube și mă bucur tare mult că l-am văzut live. În coloana sonoră, mi-a plăcut foarte mult și melodiile. Everything, the music, the costumes, everything. The characters, the pirate. Salut! Ne aflăm la capătul celei de-a doua zile de festival aici la Timișoara, zi care le-a oferit iubitorilor de teatru număr de 4 piese care mai de care, fiecare avându-și savoarea ei și fiecare, desigur, căutându-și publicul său. Din păcate, așa cum se întâmplă prin festivaluri, unde piesele ajung mereu să se suprapună și implicit să te pună în situația de a alege între ele, noi nu am reușit să vedem decât două piese și jumătate, însă ceea ce am reușit să vedem a meritat din plin și s-a prezentat cam așa. Una bucată insula la Damilia, spectacol cu cântec la modul cel mai propriu al cuvântului, pus în scenă la Teatrul Național din Cluj pe un text al lui Gelu Naum, abordat de curând și de Vlad Masaci la Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu. Interpretare ludică, așa cum se și cuvine de altfel pe un astfel de text, și mai ales așa cum îi stă bine Ade Emilia, cea care spunea la un moment dat că s-ar apuca de regizorat doar pentru a face un spectacol pe textul lui Gelu Naum, fiind gata mai apoi să se lase definitiv de meserie. Pentru că singur, spectacol viu, dinamic, deși, ca să fiu sincer până la capăt, spectacol care își pierde mult din haz pe drum, dar care beneficiază de o pregătire muzicală excelentă a actorilor și, desigur, de superbele song-uri suprarealiste compuse de Ada, Insula e un show de public care se termină totdeauna prin visuri. N-aș vrea să închei într-o notă negativă discuția despre Insula, dar mă simt oarecum dator să spun că tot ceea ce se petrece pe scenă are pe undeva de suferit datorită faptului că spectacolul nu este unul dintre cel mai ofertante vizual. Chestiunea e cu atât mai apăzătoare cu cât textul lui Gelu Naum se pretează prin excelență la imagini îndrăznețe, la imagini care vin din acea superbă întâlnire a unei umbrele și a unei mașini de cusut pe o masă de disecție despre care vorbea Lotrimo. Dacă ar fi să-i dau un termen, curajos. M-a invitat aici această legătură între Paris și Budapesta, adică era foarte curioasă. Mi-a plăcut tot. Ideea de viață, ce suntem noi pe lumea aceasta, cât ne luptăm. Muzică, dans, tot, imagini, tot. Tot spectacolul a fost super, a fost extraordinar. Super, minunat și cultura merge înainte, să știți, nu se oprește aici. Astăzi am mai văzut și un spectacol marca Pal Frenac, artist care vine la Timișoara după dubla prezență de la ediția de anul trecut a FDR-ului.
Odată cu Twins, creația pură, ca să o numesc așa, companiei pe care el o conduce, și cu Switch, cu producția cu teatrul de aici din Timișoara. Despre Frisson, spectacolul de la această ediție a FDR-ului, ce poți să spui? Poți să spui doar că e Palfrena însuși, că e omul în integralitatea lui, că e omul cu toate durerile, cu toate suferințele, cu toate, permiteți-mi termenul, deși nu-l folosesc într-un sens negativ, isteriile care îl caracterizează. Despre dansatori, i-am văzut și anul trecut, i-am văzut și acum, și singura expresie care îmi trecea prin minte la ieșirea din sală pentru a-i descrie, fie ea și troglodită sau blasfemiatoare sau cum vreți voi să spuneți, e elf pe prafuri nesfinte. S-ar spune măcar și în gând că ceea ce face de multe ori Palfrena când spectacolele sale e, și scuzați-mi din nou expresia, un soi de masturbare intelectuală, e imposibil să ieși din sală fără să fi simțit nimic, fără să simți fiorii ăia teribili care te anunță că ceea ce vezi pe scenă e ceva bun, sau în cazul ceva mai la îndemână, fără să simți un soi de admirație, poate chiar și combinată cu puțină invidie, perfect umană de altfel, pentru ceea ce pot face dansatorii de pe scenă cu corpurile lor. Acum, că sunt dezbrăcate sau nu, că sunt îmbrăcate cu haine femeiești sau bărbătești, asta e o cu totul altă discuție. Oricum, e vorba aici de simțire pură, de curaj în cel mai înalt grad al termenului, și mai tehnic vorbind, e vorba, desigur, de muncă titanică. Data viitoare, când vom discuta despre ceea ce s-a întâmplat în a treia zi de festival aici la Timișoara, vă invit să stați aproape de sălile de teatru pentru că merită din plin. Vă salut!